ideii de a avea trei clase pentru anul școlar următor, pentru ca ulterior să cerem un punct de vedere invitațiilor noștri. Am convenit să dăm cuvântul după ce noi dascălii vom prezenta punctul nostru de vedere domnului Rotar, reprezentantului primăriei, domnilor consilieri, reprezentanților părinților și a elevilor, iar la final și domnul deputat Oros o să spună câteva cuvinte legate de această problemă. Așadar, pentru cei care nu mă cunoașteți, mă numesc Câmpian Ciprian, sunt liderul de sindicat al colegilor din liceul Ana Ipătescu. În data de 30.01.2017, într-un consiliu profesoral, domnul director ne-a dus la cunoștință decizia inspectoratului școlar de a aproba în planul de școlarizare din cele trei clase cerute, și anume clasa de specializare, clasa nouă, specializare informatică, filologie și științe sociale, aprobarea doar a două clase, și anume specializările informatică și filologie. Imediat după această ședință, am hotărât toți colegii să ne întâlnim într-o ședință a sindicatului pentru a discuta și analiza această decizie. Am hotărât cu toții să facem un memoriu. Am înregistrat acest memoriu în mai multe locuri, în primul și în primul rând la inspectoratul școlar, apoi la sindicatul de la Cluj, apoi aici în Gherla la primărie și la Consiliul Local, cerându-le sprijinul în demersurile noastre pentru a recupera această clasă. Din punctul nostru de vedere, decizia pe care inspectoratul școlar a luat-o este nedreaptă și aduce mai multe argumente în acest sens. În primul și în primul rând, vreau ca să vă aduc la cunoștință ceea ce fundamentează sau, mă rog, argumentele aduse în sprijinul acestei hotărâri. Și anume, la nivelul municipiului Gherla scade numărul de elevi și se urmărește în anul acesta școlar 2017 o stimulare a învățământului tehnic. Practic, acestea au fost cele două argumente care ni s-au adus în ședință, pe care noi le-am considerat nesatisfăcătoare. O să rog și colegii la momentul potrivit, colegii profesori care doresc să intervină și să ne completăm reciproc, sunt liberi să facă acest lucru. De ce pentru noi argumentul cu scăderea numărului elevilor nu este convingător? Pentru că noi vorbim aici de liceu, de clasa a noua, atunci când se pune problema ca elevii la finalul clasei a 8-a să aibă posibilitatea de a opta. Din punctul nostru de vedere, această decizie afectează în primul și în primul rând elevii și părinții de clasa a 8-a. Pentru că în momentul în care ei vor dori să opteze la finalul evaluării naționale, nu vor avea această opțiune, clasa de științe sociale. Vrem să aducem la cunoștința comunității gherlene faptul că la noi, la liceul Ana Ipătescu, există patru clase de a opta. Aceste patru clase de a opta totalizează un număr de aproximativ 100-110 elevi. În luna noiembrie, doamna consilier educativ a administrat, așa cum se face anual, un chestionar elevilor de clasa a 8-a, în care erau consultați cu intenția lor de a opta pentru specializările de la liceu. În urma acestui chestionar, pe care ni l-a pus la dispoziție domnul director, se vede foarte clar și care există la Câjuraie, se vede foarte clar opțiunile elevilor liceului nostru. Nu face referire la alți elevi de clasa 8-a din Gherla sau din zonele limitrofe. 20 de elevi au optat pentru secția Matei Info la liceul Ana Ipătescu, 32 pentru secția de filologie uman și 15 pentru secția de științe sociale. Prin urmare, dacă într-adevăr numărul elevilor scade, în sensul că unii dintre ei optează pentru liceul la Cluj sau la Dej sau, mă rog, în altă parte, totuși, la noi la școală, deja din elevii noștri cu care muncim,
încă de la clasa pregătitoare, avem asigurat un număr de 66 de elevi care ar dori să urmeze în continuare liceul la noi. În același timp, o analiză făcută la clasele a noua, în urmă cu 3-4 ani de zile, arată că la liceul nostru au venit în clasa a noua elevi nu numai din Gherla, ci și din zonele limitrofe, din Dej și chiar, e drept mai puțin, din Cluj. Anul acesta avem în clasa a noua în jur de 44 de elevi veniți din altă parte. Din punctul nostru de vedere, această mobilitate este firească. Elevii optează pentru licee din considerent de personal. Pot să vină la noi, pot să meargă la Cluj, este libertatea lor de a opta. De aceea, noi considerăm că dacă avem 66 de elevi deja care doresc să vină la noi și dacă facem o medie pe ultimii 4 ani a elevilor veniți din altă parte la liceul nostru, putem depăși liniștit numărul de 100 de elevi. Prin urmare, toți profesorii de la noi din liceu sunt convinși că în condițiile în care s-ar lăsa această clasă în planul de școlarizare, am avea suficienți elevi fără niciun fel de problemă. Ceea ce ne doare pe noi este faptul că în această decizie considerăm că nu s-a luat în vedere suficient performanțele liceului. Performanțele sunt foarte importante pentru că noi ne dorim ca elevi, ca profesori și ca elevi să ajungem la rezultate cât mai bune. Asta este, de fapt, și definiția performanței. Pentru asta ne străduim ca elevii să fie cât mai bine pregătiți. Și dacă ne uităm la promovabilitate, la bacalaureat, vom vedea în ultimii 10-13 ani, domnul director Chendrian a făcut această analiză riguroasă, că avem o probabilitate foarte bună. Părinții sunt mulțumiți la nivelul liceului nostru. Și atunci ne-am gândit că acest criteriu, cu siguranță, nu a fost luat în considerare atunci când s-a luat această decizie. Pentru că dacă s-ar fi luat în considerare, s-ar fi văzut că este un atu, nu este un motiv de desfințare. De asemenea, colegii s-au întrebat și ne-am întrebat de ce se ia această decizie dacă noi ne străduim să muncim la clasă și de ce nu se lasă elevului posibilitatea să aleagă la finalul clasei a 8-a, astfel încât, dacă noi nu suntem o școală atractivă, la începutul anului școlar următor, să se vadă clar, limpede, acest lucru în numărul mic de elevi care au optat pentru clasa de științe sociale. Și asta, de fapt, și dorim. Să cerem inspectoratului școlar să lase lucrurile să meargă în mod natural. Adică, în condițiile în care elevii și părinții doresc să opteze pentru clasa de științe sociale, să aibă această posibilitate, iar dacă ei nu-și doresc acest lucru, să opteze pentru alte licee și acest lucru să se vadă în lipsa lor și deci să fie un argument foarte solid pentru desfințarea acestei clase. Vreau să vă mai spun că am așteptat răspuns la memorul pe care l-am trimis la ISJ și astăzi, undeva pe la ora 10, l-am primit răspunsul. L-am citit împreună colegii în ședință de sindicat și răspunsul este nesatisfăcător, adică nu am mulțumit pe nimeni. Mai mult decât atât, am constatat că sunt și greșeli, pentru că ni se spune între argumentele aduse de ISJ pentru tăierea clasei, că datorită faptului că până anul trecut am avut clase de după masă, anul acesta trei clase, respectiv clasele de-a patra, au fost mutate într-o locație nouă, care nu are autorizație sanitară de funcționare. Ori asta ne-a surprins, imediat am întrebat pe domnul director care este situația
Și dânsul ne-a transmis și domnul administrator mi-a pus la dispoziție o copie după autorizația sanitară de funcționare. Această autorizare de funcționare este datată pe 13 februarie 2017, pentru că până la această dată a funcționat autorizarea sanitară de funcționare dată școlii numărul 1, deoarece această locație a fost structura aparținând de școala gimnazială numărul 1. Prin urmare, încă de la începutul anului școlar a existat și există autorizare de funcționare. Un aspect pe care aș mai vrea să-l spun este cel legat de evoluția în perspectivă. Ce se întâmplă cu liceul nostru în perspectivă, în anii următori. Dacă vă amintiți, anul trecut a fost aceeași discuție, pentru că și anul trecut s-a tăiat clasa de științe sociale în prima fază, pentru ca ulterior să se revină asupra deciziei și să funcționăm anul acesta școlar cu 3 clase de a noua foarte bine. Ei bine, anul acesta s-a repetat această poveste. Iar anul trecut ni s-a spus, am fost asigurați că nu se are în vedere desființarea în perspectiva liceului. Și în acest răspuns, la finalul lui, ni se spune același lucru. Inspectoratul Școlar Județean Cluj nu a intenționat și nu va intenționa desființarea acestui liceu. Însă pentru noi acest răspuns nu este convingător, deoarece în același timp, lucru care nu se spune, și anul trecut, dar și anul acesta, în perspectiva Inspectoratului Școlar Județean Cluj, 2 licee teoretice la nivelul municipiului Gherla s-ar părea că e prea mult. Și atunci, noi nu putem înțelege aceste lucruri. Nu dorim